și pe domnul Adrian Cuculis, avocat, îmi spun colegii dacă este deja în legătură cu noi. Bună seara, domnule avocat, pentru că astăzi, în timp ce ANR-ul a venit cu o informație care, în afară de sume, ea este bombă în sine. Spune că a dat amenzi pentru principalii furnizori de energie pentru scandalul cu facturile care au fost recalculate, deci s-au constatat nereguli. Dumneavoastră ați venit și cu un record de factură, ne-ați arătat o factură de 22.000 de euro în Ilfov, e adevărat, e recalculată pe vreun an și jumătate în urmă și ați anunțat un val de procese privind aceste facturi. Vreau mai întâi să arăt și acest comunicat de la ANRE. Așa ne zice astăzi ANRE că după acțiunile de control care au avut ca tematică verificarea modului în care în perioada 1.4.2022, 30.9.2022, furnizorii și-au respectat obligația de a emite facturi conform perioadei de facturare convenită cu clienții finali, s-a constatat că furnizorii controlați nu și-au respectat obligațiile legale, respectiv au emis cu întârziere sau nu au emis facturi de energie electrică după fiecare perioadă de facturare, aceștia fiind sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 380.000 de lei, îmi vine să și râd. Așa și sunt toți. Electrica furnizare, hidroelectrica, CES vânzare, E.ON Energie România, Enel Energie, Enel Energie Muntenia. Să sperăm că vor mai continua totuși cei de la ANRE, că vin cam greu așa cu anchetele. Acum, domnule avocat, spuneți că aveți acest record, factură de 22.000 de euro, ne vor arăta imediat colegii la televizor, dar că vă pregătiți pentru foarte multe procese. Bună seara! Da, doamna Sava, bună seara. În primul rând vă salut și salut și pe invitație dumneavoastră. Este foarte interesant pentru că suma asta pe care o anunță așa cu surle și trâmbițe ANR-ul, de fapt înseamnă vreo 3 facturi dintre cele pe care le-am anunțat astăzi. Adică mai pui un miliard cu un miliard cu un miliard și ai rezolvat problema cu amenda. Haideți să ne uităm puțin că acum câteva luni de zile 20.000 de lei păreau enormi, adică să plătești 5.000 de euro aproape pe factură. Acum nu se mai pare mult pentru că avem facturi de 22.000 de euro și sigur că nu o să vorbim de un apartament de două camere, că nu suntem ipocriți, dar niciodată pentru niciun fel de casă din țara asta nu poți să plătești o factură recalculată pentru că se și arată recalcularea, a fost făcută regularizarea 2019-2021, o recalculare care după cum vedeți nici măcar în momentul de față nu a ajuns să fie cumva la zi, pentru că sunt niște mari probleme în ceea ce privește sistemul de facturare și acest sistem de facturare care, bineînțeles, că a fost dat peste cap de toate, dacă vreți, schimbările legislative, lucru care pe furnizorul, pe consumatorul final nu-l interesează. Ceea ce putem să spunem în momentul de față este în felul următor, că vom avea, bineînțeles, pe viitor, și viitorul ăsta nu-i prea îndepărtat, poate chiar în luna decembrie, ca să se suprapună și cu nenorocirea care ne pândește cu privire la încălzirea de peste iarnă, vom avea parte de niște surprize majore, pentru că, după cum vedeți, 3 luni de zile este perioada maximă în care se poate face regularizarea. Oamenii ăștia, furnizorii, neprimind indexul sau nici nu ne interesează de la distribuitor dacă l-au primit sau nu, fac regularizări pe ani de zile în urmă, lucru care este ilegal. Și că am văzut comunicatul de mai devreme care ne vorbea despre acele amenzi de 300 și ceva de mii de lei date pe neemiterea facturilor, neemiterea facturilor trebuie să fie coroborată cu emiterea facturilor în mod legal. Pentru că dacă ai făcut o regularizare pe mai mult de 3 luni de zile, din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, consumatorul respectiv nu trebuie să ți-o plătească, ci trebuie să-ți facă o notificare și, bineînțeles, să recalculezi sau să faci o defalcare propriu-zisă. Mergând pe defalcare, că picăm dintr-una într-alta, degeaba vii tu și îi spui că fac defalcarea pe 3 luni de zile și încă 3 luni de zile dacă tu te duci 3 ani de zile în urmă. Deci cumva ar trebui să fie asumată situația aceasta, să nu punem prețuri de 10 sau, eu știu, 11 lei pe kilowatt-oră cu tot cu acciză și TVA în condițiile în care consumul a fost făcut în 2020 sau 2019 și cumva situația asta să fie reglementată la nivel de ANRE, pentru că au posibilitatea asta realmente. Sunt niște contracte de adeziune acolo care au și clauze abuzive. Culmea este și mi se pare absolut cinic, vă dau exemplu din instanță chiar de ieri, vine una dintre companiile, dintre furnizorii pe care i-ați prezentat mai devreme și spune în felul următor: dom'le, n-am spus niciodată că te deconectăm, degeaba te-ai dus să ne dai în judecată că nu vom face lucrul ăsta. La nivel de vorbe sunt foarte pricepuți, dar la nivel de fapte să vedeți ce se întâmplă realmente când rămâi fără curent în casă, ce ai și un concentrator de oxigen.